În ciuda cercărilor grele, mai sunt roze, mai sunt tot parfumate și ele. Rondelul de august. Un rondel. Nu știu, mă, rondele cu ceapă, rondele. Cu clisă. Știu. Nu știi tu pe Macedonski? Cel mai mare bucătar simbolist al poeziei române. Așa începem. Bucătar? Păi dacă zice de rondele, pentru tine e bucătar. Dar așa trebuie generația tânără educată, să asociem cu ceva practic, pragmatic. Doar nu era Glover. Ei, cum era să fii Glover de poezie? Să mergi, un fel de flic domnurimă, știi? Să mergi acasă și să-i zici iubitei o poezie și după aia bună dimineața și bine v-am găsit! Sunteți la Antol toți, mă, parcă toată România, toată Europa s-a revărsat în Cluj, plin Clujul, e frumos, orașul festivalier, tăți cu brățări, zici că e gherla în aer liber, e fain, frumos de tot, trupe păstă, trupe, DJ, e și ăla cu torturile, că vorbeam de bucătarii, și ai ochii, mâncați așa ochii, alții mor de foame și el țipă cu torturi pe public. Vin DJ, vine și formația Imagine Dragons, mă, depinde cât e de lungă liniuța. În fine, bine că nu merge domnul Boc pe scenă sau o fi mergând, habar, sigur, în public, pe undeva, el nu prea se vedea. La un festival în Arad, un primar a fost huiduit de public pentru că a confundat numele unei formații de rock cu o firmă de curierat. No, acum, omul, în loc să zică Cargo, a zis, mulțumim formației Cargus. Dar nu-i de condamnat că omul era fan curier. Frumușica asta, așa? Râde până mai putem, americanii deja au dat liber să se facă așa numita carne la imprimantă. Crezi că autostradă în România. Nu, acolo sunt chinezii, dragul meu. Deci e voie să mănânci carne de la imprimantă. Dacă ți-i gata tonerul, o mănânci mai arsă. Așa? În timp domnul Ciolacu între timp a dat legea prin care se interzice comercializarea cărnii artificiale în România, în ritmul ăsta nu o să mai avem parte nici de carne normală, că no, până mai ții un porc e bine, uitați-vă în China, că ziceam aici, în China lui e ușor, că e prins în generul de carne. Da, mă, îți dai seama ce consumare vara. Da, așa e, la politicien tot timpul, deci că atâta carne au de mai, abia mai bagă o apă minerală la răcit. În China s-a ajuns la o modă de street food, de mâncare de asta to go, pietre, fii atent, pietre, sunt niște pietre rotunde și se pun pe ele sosuri, arome și nu știu ce, e vreo câțiva dolari numai și îți dă ca și popcorn și le sugi și le scuipi sau le dai înapoi și îți dă un euro, dacă, un dolar, un yen. Și reducere la dentist. Asta nu știu, ce s-a ajuns așa, ca să ai senzația că și mănânci, unii de foamele și mănâncă. Da. Eu cred că ia-ți o piatră în gură și hai să-i dăm drumul și aplică la ei. Da. Să dă. Nu știu, nu știu unde s-o ajunge, că e criză de hrană la nivel mondial. E, dar la noi nu se vede, măi, o porție de hamsi, 100 de lei la mare și o bere caldă lângă. Hamsiile, alea care tot timpul sunt niște scrumbi frustrate, știi, niște sardine frustrate, 100 de lei, mine, înțeles, cu o maioneză, cu un sos lângă. Dar nu au foiță. E aur! E aur! Ca partidul aur, da. Mă, până putem să mâncăm o pită, o clisă, niște rondele de ceapă, nu-i rău. Vă doresc un weekend plin de grătare și de să vă gândiți la, când băgați micii muștari, să vă gândiți la chinezii care suc pietre. Să ne ferească Dumnezeu de vremuri și mai rele. Că oricum bune nu sunt nici astea. Vă salut! buymeacoffee.com/nicubendea. Bă, de două săptămâni n-am mai zis asta. Dar nici cafele n-am primit. Vă salut!